Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. Avem ca invitat alături de noi pe domnul profesor Ion Hobeanu, inspector în cadrul Serviciului Județean Gorj al Arhivelor Naționale, căruia îi spunem bun venit. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor emisiunii dumneavoastră și pentru că este prima dată când ne vedem în acest an, vă doresc tuturor din suflet un sincer la mulți ani și să aveți un an cât mai bun. Înainte de a merge mai departe în emisiune, vreau să fac o precizare. Deși lucrez la Arhivele Naționale, în seara asta am venit în calitate de istoric. De specialist, da, nu, să spunem, într-un domeniu. Tot ceea ce voi prezenta nu reprezintă punctul de vedere al instituției noastre vis-a-vis de discuțiile care vor avea loc aici. Deci eu am făcut precizarea de la început. Trebuie spus un lucru, e un subiect care am vrut să-l abordăm de mai multe ori, dar cam lipsesc, să spunem așa, cei care ar putea sau ar vrea să vorbească despre un asemenea subiect. E unul și delicat pe undeva. În același timp este însă și foarte interesant. Aș începe însă cu problema delicată, să spunem așa. Faptul că auzim, vedem la știri, din când în când, știri mai puțin, să spunem așa, plăcute, în care diverse situri arheologice sunt deteriorate, distruse de intervenția așa numiților căutători de comori. Am avut chiar în Gorj asemenea probleme, cred că acum vreo 2 ani, la Sadu, la Bumbejiu, au fost ceva probleme de acest fel. Nu știu dacă ancheta poliției a dus, să zicem așa, la depistarea celor vinovați. Și de aici trebuie să începem discuția noastră, pentru că inclusiv acei așa numiți căutători de comori și care nu sunt încadrați ca specialiști în cadrul instituțiilor de cultură, muzee, nu știu, institute arheologice. Da, institute arheologice și alte, sunt unii care sunt asemenea căutători, dar care sunt în regulă, în sensul că fac parte din asociații de specialitate, respectă anumite reguli și dacă descopere ceva deosebit, de multe ori pot să și utilizeze, adică primesc 30%, cred, din valoarea bunurilor respective. Sau primeau mai degrabă, că după lege din 2016 se pare că suntem mai așa, mai dificil de primit dacă se găsesc asemenea lucruri foarte valoroase. De unde ar trebui să începem un asemenea subiect? În mod normal ar trebui să începem de la legislație. Deci dacă este să discutăm despre el sau dacă nu, să încercăm să facem o distinție clar între cei care fac braconaj arheologic și cei care lucrează într-un cadru legal, instituționalizat. Dar și pentru unii și pentru ceilalți, să știți că, din punct de vedere al meu, ca om avizat, să spunem așa, care am niște cunoștințe în domeniu, chiar dacă este pentru cei din categoria a doua, cei care lucrează, să spunem așa, legal, există pericolul de a distruge situri care încă nu au fost clasate. Că din punct de vedere legal, situl este doar cel care a fost clasat în categoria de sit arheologic. Dar ce ne facem? Pentru că vedem că în ultimii 10 ani, să zicem așa, poate chiar mai puțin, în urma unor lucrări de amploare pentru autostrăzi, pentru proiecte finanțate de fonduri europene, au apărut pe traseele acestor autostrăzi, acestor drumuri magistrale de gaze, de apă și așa mai departe, au apărut situri care nu erau cunoscute. De ce spun că și pentru cei care fac braconaj arheologic, dar și pentru cei care, să spunem, dețin detectoare legale, fac parte din asociații, când fac descoperiri, le fac publice, le aduc la cunoștința publicului și așa mai departe, eu spun că există riscul de a distruge informație extraordinară. Ca să înțeleagă lumea despre ce este vorba, fac un apel la
să zicem așa, la imaginația telespectatorilor. Gândiți-vă că un sit arheologic este ca un roman polițist, dar care are o proprietate unică, pe care un roman scris nu o are. În momentul în care l-ai deschis, îi dispare scrisul. Adică, ce să înțelegem noi prin asta? În momentul în care cineva începe să sape, informația aceea care este acumulată acolo dispare. Există o succesiune de straturi, de depuneri, de resturi materiale. Aceste straturi sunt în conexiune cu resturi de la locuințe, locuri de cult, instalații și așa mai departe. Fiecare dintre aceste rămășițe pot să sugereze ceva. În momentul în care vine braconierul arheologic, vine detectoristul, să spunem cel care vine legal, și umblă într-un sit care, mă rog, nu a fost neapărat categorisit ca și sit arheologic din punct de vedere legal. Da, deci nu știm neapărat că este ceva acolo. Că este ceva acolo. El vine, deci obiectivul lui este acela de a descoperi un obiect. Ori pentru arheolog, scopul nu este să găsească obiectul. Scopul este ca acel obiect pe care îl găsește să-l pună într-o relație cu celelalte obiecte care fac parte din stratul arheologic care îi corespunde obiectul respectiv. Vă dau un exemplu. S-a făcut o descoperire recentă, în luna noiembrie, cred. La Cărbunești a fost găsită o matriță pentru bătut monedă din perioada dacică. În ce context? Că eu încep să-mi pun următoarele întrebări. Această matriță pentru monedă a fost găsită într-un loc care este, putea fi un atelier, putea fi găsită în locuința unei căpetenii, putea fi găsită ascunsă undeva în afara sitului și asta sugerează că a venit o invazie, s-a întâmplat ceva și atunci este cu totul altceva, sau poate fi găsită aruncată într-un strat de cultură, care deci înseamnă că s-a folosit, nu mai e de utilitate, n-au ce face cu ea, au aruncat. Dar având în vedere care ambele părți pentru bătut, ai fi tentat să crezi că este vorba fie de un atelier, fie de locuința unei căpetenii. Ori noi aceste lucruri nu le mai putem afla. Nu le mai putem afla. În care descoperirea a fost catalogată ca întâmplătoare. Așa. Bun. Asta o putem... A fost descoperire întâmplătoare, dar se putea pune în relație cu ceramică, dacă există ceramică. Și ceramica respectivă îți poate da un element pentru ceea ce se numește datare. Pentru datare. Să nu mai vorbesc că dacă este să luăm în calcul și niște analize fizico-chimice care se fac pentru a determina tipul de climat care era specific pentru o anumită perioadă, pentru a determina analize de tip cronologic absolut, deci cum este probă de radiocarbon și așa mai departe, toate acestea sunt alterate. Un alt exemplu. Cred că în 2016, în pădure la Drăgoieni, între Bălănești și Drăgoieni, au fost descoperite pumnale de tip SICA, de detectoriști, nu știu, vreo 4 sau 5, care au fost categorisite la categoria tezauri de către cei de la Muzeul Județean Gorj. De regulă, aceste pumnale de tip SICA sunt asociate cu morminte de incinerație, cu urne. Ei, dacă vine un arheolog și face o săpătură sistematică, se poate vedea dacă există niște urme ale unui anumit ritual, dacă există ofrande puse, dacă există alte obiecte din da, care import. Să ne sugereze să stabilim ce și cum a fost în acel moment. Pe de altă parte,
Totuși, numărul de arheologi este destul de limitat și noi știm foarte bine, este. Apropo, vorbeam mai devreme și de arhive, în general, specialiștii în aceste domenii sunt rara avis, deci destul de puțini față de cât ar fi necesar. Dacă, să zicem, cei care au descoperit sau au căutat pe Hunedoara și caută în continuare aurul dacic, n-ar exista și ar fi doar arheologii, am mai avea astfel de descoperiri? Da, eu cred că da. Ce trebuie să știți? În arheologie, în general, un lucru este esențial, acela de a nu te grăbi. Și un alt lucru care o să vi se pară paradoxal este acela că niciodată o cercetare arheologică nu trebuie să epuizeze un sit. Lăsând posibilitatea generațiilor viitoare să verifice informațiile pe care tu le-ai obținut. Și cum spuneam mai înainte că un sit arheologic este ca un roman căruia îi dispare scrisul, trebuie știut de către publicul telespectator că, în principiu, când se încep săpăturile sistematice, întotdeauna se urmărește o cartografiere cât mai exactă a tot ceea ce există. Deci situl va fi racordat la Sistemul Național de Cartografie pentru a putea fi oricând identificat. Se sapă pe straturi, pe acele depuneri, pe acele resturi, da? Se sapă pe straturi. Totdeauna secțiunile, suprafețele care se fac, se marchează, exact cum jucam noi avioane, se marchează pe grile. Există o secțiune care are carouri de o anumită dimensiune. Săpându-se pe adâncim materialul, se ia pe straturi, se etichetează, iar acolo unde se constată că există situații în care materialele sunt in situ, adică sunt așa un fel de capsula a timpului, nemișcate de mii de ani de cum au fost puse acolo și folosite, acea zonă este totdeauna desenată, fotografiată, prinsă pe grilă și puse întotdeauna în plan. În timpul săpăturilor se țin jurnale de săpătură în care se consemnează toate observațiile făcute, culoarea, nuanțele straturilor de cultură descoperite, descoperirile mai importante, unde se prefigurează anumite complexe și așa mai departe. Toate acestea se notează. Dacă s-au prelevat probe, cum, ce fel de probe. Deci, în urma acestor săpături, se creează o arhivă și tot materialul care se recoltează este pus într-o interconexiune cu ceea ce s-a notat, cu ceea ce s-a consemnat în planuri, cu ceea ce s-a fotografiat, că se fac foarte multe fotografii, tocmai pentru a se obține cât mai multă informație. Deci, arheologia este o disciplină de contact. Este, de regulă, niciodată nu poți să faci arheologie fără să ai specialiști din alte domenii conexe. Deci, totdeauna există echipe pluridisciplinare. Există specialiști care se ocupă cu studiul resturilor de animale, deci cu studiul osteologic. Sunt alții care fac analize și determină climatul. Specialiști în diverse domenii ale geografiei până la urmă? Nu. Deci sunt specialiști pe paleontologie, adică care studiază resturile animale și vegetale și în funcție, deci cum să vă spun eu, în funcție de acestea pot să stabilească tipul de hrană, ocupațiile populației respective din zonă, ce fel de climat a fost pentru o anumită perioadă, la care se adaugă specialiști în conservare și restaurare, pentru că întotdeauna bunurile arheologice sunt afectate de trecerea timpului. Și mai apare un paradox. Este de preferat să fie păstrate în pământ așa cum sunt,
decât să se acționeze în grabă și să distrugem informația pentru totdeauna. Bine, făcând o glumă, noi am încercat, deși e o politică de țară, să nu ne mai atingem de ele. Deci, practic, în ultimii ani, șantierele arheologice în țară sunt tot mai puține. Să nu uităm inclusiv Gorjul, ce șantiere avea cu ani în urmă și nu mai sunt bani pentru ele. Pe zona, citeam chiar o statistică că în 1989 în România funcționau undeva la aproape de 100 de șantiere arheologice care erau funcționale la acel moment, din vreo 1000 și ceva cât avem noi la nivel de țară sau ceva de genul acesta. Iar în anul 2016, când era făcută statistica, mai erau funcționale vreo 14 șantiere arheologice care se lucra la acel moment. Ele sunt multe, dar nu se funcționează pentru că nu sunt bani. Pentru că s-a trecut foarte mult, apropo de lucrările mari care le amintați, și arheologii trebuie să facă față și la aceste provocări, aceea de a descărca arheologic zonele pentru diverse lucrări de infrastructură. Poate este și asta o cauză, dar nu numai asta. Lipsa banilor este clar. Da. Ce ar fi de făcut? Că dacă ar fi să ne luăm după ce înseamnă istoria și faptul că țara noastră are o istorie multimilenară în care au rămas foarte multe, să spunem așa, dovezi ale trecerii noastre prin această zonă. Practic, cam fiecare metru de pământ poate să aibă istoria lui și cu siguranță, dacă ar săpa cineva, ar găsi diverse elemente. Cum îmbinăm una cu alta? Adică, pe de o parte, nevoia de a conserva, pe partea cealaltă, nevoia de a descoperi. Și nevoia de a utiliza terenurile în alte scopuri. Da. Foarte important în ziua de astăzi, pentru că toată lumea vrea să valorifice alte scopuri. Da, pământul moștenit. Deci o să rămâneți puțin surprinși dacă o să vă spun că o bună parte din istoria omenirii se bazează în special pe cercetările arheologice, pentru că începând cu antropogeneza și până la formarea omului și din paleolitic și până în epoca metalelor, nu există informație scrisă. Și atunci toate informațiile despre lumile acelea apuse sunt scoase la lumină cu ajutorul arheologiei. Iar pentru spațiul nostru, eu pot să vă spun că și pentru epoca bronzului și chiar pentru epoca fierului, informația scrisă lipsește. Și nu abundă nici în perioada dacică, după care, să spunem așa, apare ceva informație scrisă pe epoca romană și după retragere până la formarea statelor medievale, iar lipsește cu desăvârșire informația scrisă sau aproape cu desăvârșire. Deci, în primul rând, pentru toate aceste perioade și toate aceste epoci, esențială este cercetarea arheologică și toate informațiile pe care le-am obținut și ceea ce știm despre aceste epoci sunt obținute numai în urma cercetărilor arheologice. Există două, să spunem așa, două curente de discuții. Pe de o parte, unii care spun că esențialul încă n-a fost descoperit, adică sunt foarte multe lucruri de descoperit și asta spune și dumneavoastră, spuneați mai devreme. Pe de altă parte, sunt unii care spun, bă, ce să mai sunt descoperit? Toate șantierele mari arheologice au fost bătute de arheologii cel puțin în ultimul secol și mai ales în ultimii 50 de ani și lucrurile nu prea stau așa, sau? Nu prea stau așa, pentru că fiecare sit este unic în felul lui și este irepetabil, nu se repete același lucru în alt sit. Că sunt fenomene care se observă, că se propagă pe anumite arii teritoriale, că există, eu știu, anumite curente, anumite decoruri, anumite tipuri de unelte, vase și așa mai departe, da, este foarte adevărat. Dar nu o să puteți spune că un oraș cum este Petroșaniu are acela specific ca și Constanța sau ca și Galați. Pentru că fiecare are un specific aparte. În primul rând, specificul este determinat de mediul împânjurător, mediul în care a locuit comunitatea și a desfășurat activitatea.
sunt situri mai importante, în special reședințele de unor uniuni tribale, unor triburi sau reședințele unor state medievale sau antice, deci capitalele, unde se grupează descoperiri importante, dar să nu uităm că istoria unui popor nu este dată numai de ceea ce se întâmplă în capital. Viața cotidiană se desfășoară și în ultimul cătun din Munții Apuseni, dacă este să o luăm așa, deci în câteva case izolate și acolo se desfășoară. Deci nu trebuie să fim frustrați că nu avem pe teritoriul județului nostru o posibilă astfel de reședință de țară sau de uniune tribale. Asta nu avem de unde să știm. Posibil să fie chiar reședința voievodului Vitovoi. Este posibil să fie pe teritoriul județului Gorj, cu toate că sunt foarte multe voci care o plasează undeva în zona Hațegului. Da, din ce în ce mai multe voci duc spre partea cealaltă. Eu pot să vă spun că încă mai sper. Eram în clasa a patra când am aflat că Vitovoi era Gorjean, așa, da. și de atunci mi-am pus în cap să-i găsesc reședința, așa că este posibil. Vă urez succes, de ce nu s-o găsit. Mulțumesc. Da. Așa. Încercați și cu un detector de... Nu. Așa. Nu, știți de ce nu mă leg la cap atunci când nu mă doare? În primul rând... Eu îi las pe profesioniști, cu toate că... Bun, cei care au detectoare, da. Poate fac parte și în această asociație, îi băgăm la profesioniști sau la amatori? Nu, îi băgăm la amatori, pentru că, în primul rând, nouă studii de specialitate, trebuie să știți că pentru a efectua săpături arheologice există o ierarhie foarte strictă. Deci, să spunem așa, la talpă, cei mai de jos care nu au dreptul de a săpa, dar care sunt arheologii debutanți, și sunt considerați debutanți până fac un număr de, cred că de vreo 8 sau 9 șantiere, trebuie să aibă un anumit număr de articole publicate în reviste de specialitate și totdeauna vor lucra sub coordonarea unui expert. După aceea vin arheologii care sunt specialiști, adică s-au specializat pe o epocă, pentru că e foarte greu să parcurgi imensitatea informației care există pentru fiecare epocă în parte, pentru fiecare cultură arheologică în parte. Și atunci ăștia sunt specialiștii, au un număr mai mare de șantiere, au un număr mult mai mare de articole publicate și chiar sunt înscriși la doctorat sau și-au luat doctoratul. Și chiar au, unii dintre ei au fie lucrări colective sau au câte o carte publicată. După aceea, cu un număr foarte mare de șantiere făcute, cu multe articole publicate, multe articole și studii publicate, dar și cu lucrări individuale, sunt experții cei care ei sunt singurii care au dreptul de săpătură și autorizația de săpătură se emite pe numele acestora. Ceilalți lucrează, fac parte din colectivul care îi ajută. Pentru că este esențial ca atunci când se face o săpătură să se consemneze cât mai multe informații care uneori pot să pară banale, dar care în contextul unor cercetări viitoare pot să furnizeze foarte multe informații celor ce vor veni. Pentru că întotdeauna cercetarea nu se oprește, niciodată nu se încheie în momentul în care s-a terminat săpătura. După ce se prelevează materialele, se adună pe secțiuni, carouri, pe adâncimi, pe straturi de cultură. Urmează o muncă migăloasă în care se încearcă reconstituirea anumitor vase după formă, după calitatea pastei, după ceramică, de ceramică. Toate acestea sunt puse în contextul descoperirilor care sunt consemnate pe planul grob de provizii, locuințe, ateliere, morminte. Și după aceea se caută găsirea unor analogii cu descoperiri făcute în situri similare din arealul cultural respectiv. Întrebări de la telespectatori. Da, unul din ele, și acum vorbim de specialiștii pe care i-ați amintit cele trei categorii, se sapă într-un șantier și avem un vas, un vas de mare valoare care este spart. Așa. E grav. Ce se poate întâmpla? Nu este grav. Sau cum se repară o asemenea situație?
Acum depinde de calitatea pastei din care este, din calitatea ceramicii. În primul rând, trebuie să știți că orice artefact, le spunem noi, care a stat în pământ, în contactul cu aerul, suferă un șoc. Pentru că nu mai este în mediul în care a stat foarte mult timp. Este posibil ca din cauza diferenței de umiditate, din cauza diferenței de temperatură, să se deterioreze. Deci trebuie luate primele măsuri pentru a nu se amplifica deteriorarea, deci, după care intervin restauratorii. De asta am spus că cercetarea arheologică este o cercetare de... Este doar o etapă, De contact. Presupune existența unor echipe pluridisciplinare, printre care și restauratorii. Restauratorii vor lua cele mai bune măsuri, se va îndepărta, mă rog, după ce, dacă vasul întregibil nu este undeva in situ și nu trebuie neapărat consemnat pe plan, atunci se va lua împreună cu pământul din jur, se duce la laborator, se îndepărtează mecanic, adică încet restul care a rămas. Dacă se consideră că se pot face analize pentru a se determina la ce a fost folosit acel vas, dacă s-au ținut ulei, vin sau alimente în el, se poate vedea pe analiză la microscop, pentru că există diferite reacții chimice, se încearcă să se aducă vasul la forma inițială. Niciodată nu o să, foarte rar o să găsiți în săpăturile arheologice vase întregi. Dintr-un motiv foarte simplu. Vasul este gol în interior, da? Din cauza presiunii cu care apasă solul, la un moment dat se fragmentează, se rupe. Important este să recupereze cât mai multe dintre fragmente care să permită reconstituirea vasului atât ca formă cât și ca decor. Asta e. Avem mai multe întrebări. Domnul Lucian Popescu ne întreabă care este situația în Gorj și anume ce șantiere sunt, pentru că la nivelul presei s-a vehiculat că în Gorj șantierele arheologice nu mai au specialiști prin ieșiri la pensie sau plecări spre alte județe. Deci, sunt șantiere care se fac de către specialiștii de la Muzeul Județean Gorj, în special pe centura de ocolire a orașului, cât și în zona castrului de la Bombești, castrelor romane de la Bombești, că de fapt în zonă sunt trei castre, da. Așa. Există săpături efectuate de către specialiștii de la Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din București, care au săpat la Stoina și la Mărul în comuna Târgu Logrești. Deci au și cei de la Logrești chiar au reușit să facă niște descoperiri extraordinare, le-aș spune senzaționale. Au reușit să descopere lemn arheologic, care este încadrat undeva în secolul 6-7 înainte de Hristos. Deci o descoperire extraordinar de rară, mai ales pentru condițiile climatice de la noi din țară. Și mai sunt, în urma cercetărilor de diagnostic făcute, în anul 2016 mai sunt descoperite un număr de 14 situri arheologice pe traseul viitoare magistrale de gaze. Asta este ceea ce știu eu. Eu sunt din afara sistemului, știți, mă mai uit așa cu un ochi și în curtea vecinului, dar prea multe nu pot să vă spun pentru că nu lucrez în domeniu. Nu, e și ca informație publică, zicea ceva de genul că specialiștii au ieșit la pensie sau nu ar mai fi la momentul acesta la nivelul județului. Știți cum, asta este o... Dar dacă fac și celelalte instituții, gen Institutul de Arheologie, automat... Asta este o problemă de management intern a muzeului, nu am eu cum să comentez așa ceva. Da, cineva... Un domn Ionuț, asta folosesc de pe Facebook acum, ne întreabă dacă ce descoperiri senzaționale s-au făcut în Gorj în ultimii ani și dacă merită efortul descoperitorilor de comori.
Bănuiesc pentru... că se referă la ce valoare, că asta nu înseamnă... Nu neapărat, deci pentru cei care, pentru detectorii sau pentru cei care, să spunem, lucrează într-un cadru legal, adică dețin detectorul cu, pe bază de autorizație și, mă rog, lucrează în afara zonelor protejate, sunt, într-adevăr, multe descoperiri importante. V-am zis, la Bălănești s-au găsit pumnale de tip SICA. Dar, nefiind specialiști, vă dați seama că au distrus contextul în care erau acestea, că ele sunt de regulă asociate cu urnele de incinerație din perioada dacică. Și numai acolo se găsesc arme, foarte rar le găsești într-un stradă de cultură sau într-o așezare civilă. Asta poate să sugereze că acele morminte de, mă rog, 4-5 câte au fost, aparțineau unor războinici. Că nu toți locuitorii din perioada dacică erau și războinici. Este această descoperire cu matrița de monetară de la Ștefănești, de aici, de lângă Cărbunești. Este extraordinară, dar dacă nu știm contextul, ar fi fost foarte interesant de văzut contextul în care a fost găsit. Așa. Sunt tezaure monetare găsite în zona Bârsești, în zona Drăguțești, deci sunt mai multe din perioada romană. Dar nu asta neapărat, deci cum să vă spun eu, în momentul în care detectorul acela este setat să detecteze un metal, în momentul când a țiuit, respectivul s-a apucat și sapă. Și dacă îi țiuie în 10 locuri pe o suprafață relativ mică, vă dați seama că distruge un context foarte important. Că nu o să poți să ai la un moment un sit în care să spunem așa, din epocă romană sau medievală sau chiar dacică, fără să ai obiecte de metal. Adică e ce fac? Bun, situl ăla n-a fost descoperit. De acord. Dar de fiecare dată când i-a țiuit, el caută. Dar putem avea și o altă situație, în sensul că un detectorist de genul ăsta reușește cu detectorul să descopere, nu știu, zicem așa, cloșca cu poi de aur, așa denumire. Nu, mă refer o... Da, sunt cazuri. Da, e cazul de la Vâlcea. Bun, dar în momentul când spune că a făcut-o întâmplător, ți arată un cu totul alt loc pentru ca el să mai sape și în viitor, că zice că în zona respectivă va mai găsi și alte lucruri. Acum, apropo de genul acesta, există o legendă printre căutătorii de comori, să spunem, din județul Gorj. Se vorbește, am fost întrebat de mai multe ori, de o anumită comoară a lui Magheru. Se vorbește de galben, de, în orice caz, bani de aur, care ar fi fost dați împrumut de familia Magherului Zurul Vladimirescu. Unii spun că au fost cheltuiți în Revoluție, așa cum știe toată lumea, alții că nu, banii s-ar fi întors către familia Magheru, care i-ar fi ascuns într-o anumită zonă, chiar în zona Albeni, unde se născuse, zona originală de naștere, Bârzeiu, zona originală de naștere a lui Magheru. Nu știu cât e de adevărat, am auzit legenda, chiar am fost întrebat de ea. Păi nu e singura. Deci da, pe asta zic, sunt diverse legende. Și dacă dacă cineva face o asemenea descoperire pe o anumită zonă, ce poate păți dacă, să zicem, minte efectiv și spune, bă, n-am descoperit la Târgu Jiu în punctul cutare, ci am descoperit la Drăgoieni. Deci pe legea patrimoniului, orice descoperire întâmplătoare trebuie anunțată în 72 de ore. Anunță și spune, bă, l-am descoperit în altă parte. Și automat trebuie să vină și specialiștii să vadă despre ce este vorba. Că dacă este vorba despre stradă de cultură, despre ceva care îți sugerează că există un sit, trebuie făcute demersuri pentru clasarea ca sit a respectivei zone. Deci se poate întâmpla și ce ziceți dumneavoastră? Nu, dar mod normal se poate descoperi dacă cel care minte, cel care spune chestia asta. Da, se poate. Se poate. Interesant pe undeva, pentru că poate să fie și chestia cealaltă, adică, bă, dacă am descoperit într-un loc și nu vreau să se știe, să mi se bage arheologii și ceilalți, și vreau să-l țin ascuns, o să inventez un alt... o altă zonă. Este posibilă și una și alta. E adevărat și pe partea cealaltă, apropo de detectoriști, acel că sunt diverse asociații, diverse organizații care fac acest lucru legal. Da.
Și nu o fac degeaba, adică în sensul că de multe ori se descoperă lucruri importante. Se descoperă lucruri importante, dar nefiind specialiști, încă o dată vă repet, se distruge foarte mult. Pentru că scopul cercetării arheologice nu este descoperirea unui obiect în sine. Da? Este interpretarea contextului în care a fost descoperit acel obiect. Să încerce să afle cât mai multe informații despre ceea ce făcea comunitatea respectivă. Deci, am un strat de cultură. Văd ce tip de ceramică. Dacă se făcea, fac analize sporopolinice să văd ce fel de climat era în perioada respectivă. Fac analize osteologice ca să văd ce felul de animal era consumat cu precădere, să vedem ce tip de hrană aveau. Analizez resturile de locuințe, tipurile de morminte și așa mai departe, care să-mi sugereze existența unei anumite religii. Văd ce fel de credințe magico-religioase existau și toate astea coroborate să-mi dea o imagine cât mai apropiată de adevăr despre acea comunitate. Deci ăsta este scopul arheologiei, nu este acela de a găsi vase întregi, de a găsi tezaure și așa mai departe, nu. Da, dar în momentul când știm ce dosare penale s-au făcut în izvoarele dace de la Hunedoara, știm că au fost urmărite acele brățări și nu sunt recuperate încă, prin diverse țări ale lumii. Dacă am fi lăsat-o doar pe arheologii profesioniști, probabil că nu s-ar fi ajuns nici până acum ca ele să fie scoase din straturile respective, dar folosind acele detectoare pe care arheologii înțeleg că nu le folosesc. Acele detectoare. Nu, deci arheologii identifică siturile după urme care există la suprafața solului, pentru că o comunitate când se așează într-un loc, automat produce niște modificări în ambient, prin amenajarea unor locuințe, terase și așa mai departe. Odată există cercetări non-invazive, fotografia aeriană, tot felul de determinări geomagnetice și geofizice care îți indică aglomerări de ceramică, de piatră, prezența metalelor. Există în țările dezvoltate softuri care pe baza determinărilor făcute de georadare pot să reproducă tridimensional ceea ce se găsește în interiorul, mă rog, ce se găsește în subsol. Și aproape că nu mai este nevoie să faci săpături pe anumite zone sau te duci și sapi exact pe locuință, pe zona cu mormânt și așa mai departe. Da, cred că asta ne spune un telespectator. Spune, domnilor, sunteți în eroare. În țările occidentale se practică folosirea unor detectoare pentru a localiza foarte bine lucrarea arheologică. Nu se sapă la întâmplare. Da, deci nici la noi nu se sapă la întâmplare. Deci nici la noi nu se sapă la întâmplare. Există cercetări de suprafață, există cercetări non-invazive, adică nu te apuci și sapi așa că ți-a venit ție. Deci întotdeauna, primăvara, se fac periegheze pentru a se descoperi eventuale urme. Se face cercetare de arheologie aeriană, deci se cercetează imagini de satelit, imagini luate din avioane. Așa. Cea mai nouă tehnologie se fac scanări LIDAR, dar asta presupune să ai pile la Agenția Spațială Europeană și oricum la noi în țară se vor face astfel de cercetări. Și probabil că și costă asemenea cercetări. Da, costă, deci acestea sunt făcute de NATO și de agențiile spațiale și la noi este un proiect în derulare, nu știu cât vor fi reușit să facă din el, pe fonduri europene. S-a propus cartografierea și scanarea limesului dacic. Limesul este, pentru telespectatori, este frontiera fortificată
a Imperiului Roman, care presupune nu numai existența unor castre, dar și a existența unor turnuri de observație, existența unor valuri sau șanțuri de apărare, existența unor drumuri de comunicație între diferitele unități militare și fortificații care existau în zona respectivă. Și deci se începe de undeva din zona Crișului, Someșului, în partea asta, din partea de vest, și se va ajunge undeva în zona Argeșului, pentru că a fost și limes Transalutanus, deci nu numai cel de pe Olt. Și, din câte știu eu, este implicată inclusiv Agenția Spațială Europeană în proiectul acesta. Deci, pe lângă cercetările făcute pe parte de, mă rog, cu sateliți, cu toate astea, de se fac și cercetări de teren. Te duci și le verifici la fața locului. Ai găsit imaginea de pe satelit, te duci și vezi dacă există urme de ceramică, de, mă rog, sunt nuanțe ale vegetației, sunt anumite denivelări ale solului care poți să-ți indice ceva. Da. Sunt diverse voci a unor detectoriști, cum îi numeați dumneavoastră, care spun că în Dacia ar trebui să se mai găsească foarte multe tezaure, care sunt încă ascunse, tezaure de aur, de argint, dar în special de aur, datorită faptului că cantitatea estimată de aur extrasă din Dacia în perioada respectivă ar fi pe undeva la 2000 de tone, care nu s-ar regăsi nici pe jumătate, nu s-a regăsit în ce a preluat Imperiul Roman și toate cele, și că o mare parte din aceste cantități ar putea fi ascunse, măcar cele sub formă de prelucrare, tot pe teritoriul de astăzi al României, mai ales în zona care a fost în sub ocupație romană. Da, este posibil. Dar în același timp s-ar putea să se înșele. Odată cu centralizarea statului dac, în teritoriu se găsesc cu precădere tezaure de argint. La un moment dat, aurul cam dispare. Deci argint aurit. Foarte puține obiecte de aur. Ceea ce îți poate sugera că la un moment dat aurul era un monopol regal sau religios undeva. Pentru că statul dac s-a coagulat în jurul zonei sacre, în jurul Cogaionului, da? Da. Este posibil ca în fața unor astfel de primejdii, nu numai tezaurul care a fost îngropat sub Sargeția să fie fost tezaurul statului, dacă să poți să-l găsești ascuns, te miri prin ce peșteri sau pe oriunde altundeva. Deci este posibil, nu spun că este imposibil. Da, nu întâmplător în zona Hunedoara și în zona vechii reședințe dace sunt foarte, și acum sunt probleme, în sensul că foarte mulți căutători de aur și toate celelalte îi găsim acolo. Nu, deci încă o dată trebuie să facem o diferență între braconierii arheologici, adică cei care încalcă cu bună știință legea și se duc și sapă chiar și în siturile protejate, și între cei care au detectoare pe care le dețin legal, cei care fac parte din anumite asociații și care, să spunem, lucrează în afara zonelor protejate. Încă o dată, eu repet, și pentru unii și pentru ceilalți, de acord că se scot tot felul de obiecte extraordinare, frumoase, nemaipomenite, dar și unii și ceilalți, nefiind specialiști, distrug acel context și distrug relația dintre acele obiecte pe care le-au găsit cu alte obiecte care există în stratul de cultură căruia i-au aparținut. Nemai existând această relație între ele, nemai existând acest context, este, dintr-o dată dispare foarte multe informații. Deci este ca și cum cineva s-ar apuca să extragă din capul cuiva niște neuroni care ar fi, să spunem, responsabili de amintirea primului sărut. Dar și nu l-a interesat ce se întâmplă cu restul, știți?
Dar sunteți de acord că există tentația asta mare, pe o parte de îmbogățire rapidă, pe de altă parte și curiozitatea de a descoperi ceva senzațional și de preferat cum arheologul trebuie să cerceteze vast, cum am spus, etapizat, lent, pe când cu un detector te duci la zona respectivă. Te duci unde bănuiești că ar fi și începi să sapi. Eu aș propune altceva. Deci, nefiind specialiști, eu nu sunt, acum, să spun așa, un iubitor de arheologie, nu. Sunteți asta. Deci, nefiind totuși, nefiind specialiștii care fac descoperirile acestea cu detectoare, nu sunt, fac o propunere pentru îmbunătățirea legislației. Deci să nu se vadă în mine ca fiind cel care încearcă să ucidă pasiuni. Nu, eu sunt cel care zic așa, doamne, pasiunile trebuie să existe, trebuie încurajate, dar la un moment dat unele dintre ele, prin răul pe care îl fac, ar trebui controlate și ținute sub control. Dacă în societatea contemporană există oameni care sunt împătimiți de vânătoare și se duc și împușcă urși, mistreți, cerbi, căprioare și așa mai departe, deci nu contează, își iau autorizație pentru așa ceva. Dar dacă nu se duc în cadrul organizat, au dosare penale, chiar dacă au avut autorizație. Dom'le, niciodată, ești detectorist, niciun fel de problemă. Să se modifice legislația de așa natură încât în zona pe care vrei să o cercetezi, pentru ziua cutare... Deci ai autorizație între ora cutare și cutare, să știm și noi că ești așa, acolo. Ești acolo, te prezinți la poliție, la primărie, unde ești și pentru a se evita distrugerea vreunui sit arheologic, dacă există, să fie însoțit de un specialist. Că ai făcut descoperire, bun, ai făcut-o, este a ta, să ți-o plătească statul. Deci cum să vă spun, eu zic că este ceva, e ceva în regulă cu treaba asta. Atunci este controlat, ai din start noi situri găsite, oameni care și-au, să zic așa, și-au satisfăcut pasiunea, da? Și protejezi în continuare ceea ce este acolo. Din moment ce constați că este stradă de cultură, că există niște complexe arheologice, nu mai lasă mai caute în continuare. Mă rog, sau dacă este, le marchez și... Păi de multe ori, cum spuneam, situația la Bumbejiu, se duc și fac acestea chiar în situri arheologice. Aia sunt braconierii, deci aia sunt braconierii. Și tocmai acolo sunt și probleme aceea, că distrug diverse, deteriorează anumite elemente care ar fi extrem de necesare să rămână măcar așa cum sunt. Din păcate, timpul acordat emisiunii noastre s-a terminat. Sper că am mai lămurit din această problemă și de preferat ar fi, cum spuneați, din punctul de vedere al legislației, să schimbe câte ceva, pentru că riscăm să ne pierdem o parte importantă a istoriei tocmai din aceste aventuri adevărat extrem de pasionale. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Panoramic, a fost cu noi domnul Ion Hobeanu, istoric, în calitate de istoric. Am vorbit despre arheologie, despre căutătorii de comori. Mulțumim pentru atenție. La revedere!